Vin sărbătorile, vin colindătorii și cele mai frumoase cântece de Crăciun. Începând de sâmbătă, 18 decembrie, Pietona la Crișan din Drobeta Turnu Severin va fi punctul de atracție pentru toți iubitorii de colinde. Până în data de 23 decembrie, de la ora 19, vor urca pe scenă grupuri de colindători care vor aduce gând bun și pace sufletească în rândul nostru al severinenilor. În acest an, autoritățile locale au depus toate eforturile pentru ca municipalitatea să simtă din plin spiritul sărbătorilor de iarnă. Astfel că, începând cu data de 18 și până pe 23 decembrie, scena de pe promenada Crișan va găzdui o serie de mici concerte cu colindători din zona mehedințeană. Printre cei care vor încânta publicul se află și grupul de colindători, Izvorașul al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Timp de câteva zile, începând cu orele 19 seara, scena de pe Crișan va găzdui o serie de mici concerte cu colindători din zona noastră, în special din zona de munte, Cetinița, din zona de munte de la noi vor veni, dar și corul Episcopiei Severinului și Strehaiei. Vom putea să oferim celor care vizitează zona Bradului câteva clipe de tradiție, de muzică bună și sperăm că și vremea o să permită atât plimbarea de seară, cât și desfășurarea cum trebuie acestor mici concerte de colinde, cum este tradițional, cum în toate orașele care se respectă se întâmplă. O facem pentru bucuria celor mici, a părinților și a bunicilor. Datorită unei bune administrări, municipiul Drobeta Turnu Severin este în topul celor mai luminate orașe din perioada sărbătorilor de iarnă. Reprezentanții primăriei au depus toate eforturile ca spiritul Crăciunului să fie simțit de severinenii de toate vârstele. Concertele de colinde vor aduce un plus magiei de sărbători. Am aprobat în ședința de Consiliu Local al municipiului Drobeta Turnu Severin o serie de evenimente care vor avea loc în perioada următoare în zona pietonală Crișan, la scena din centru. Practic, severinenii vor avea ocazia, începând cu sâmbătă și până pe 23 decembrie, să se bucure de un spectacol de colinde, pentru că e perioada sărbătorilor, e perioada în care trebuie să avem parte și de bucurii și este important, mai ales după o perioadă de un an de zile în care pandemia, iată că ne-a afectat pe toți, este important să oferim severinenilor o clipă de bucurie. De aceea îi așteptăm pe toți de sâmbătă până pe 23 decembrie, începând cu ora 19, pe scena de pe strada Crișan, să vină să se bucure de spectacol de colinde, colinde pe care le-am pregătit special pentru severineni și pentru cei mari, dar și pentru cei mici. Mâine, 18 decembrie, concertul de colinde va începe la ora 19 cu grupul Mihai Băzgan Band din Timișoara. Pe data de 20 decembrie, tot de la ora 19, va urma grupul de colindători condus de Liliana Bunceanu. Apoi, de pe data de 20 până pe 23 decembrie, vor fi prezenți pe scena de pe promenada Crișan grupul de colindători Cetinița, Izvorașul al Episcopiei Severinului și Strehaiei, grupurile de colindători din Nordul Mehedințiului conduse de Elena Mimiș, Trancă și Georgeta Corlan, dar și grupul Steaua Sudului din Craiova.